Consiliul Local al municipiului Drobeta Turnu Severin a avut o ședință importantă în decursul zilei de azi. 29 de proiecte de hotărâre s-au discutat în cadrul ședinței, printre care și extinderea rețelei de gaze naturale în Severin. Astăzi, în sala Virgil Ogășanu, s-au votat proiecte de hotărâre importante pentru municipiul Drobeta Turnu Severin, prin care Consiliul Local a propus o soluție pentru extinderea rețelei de gaze naturale. Din februarie 2019, legea ne permite să investim și noi alături de cel care are în acest moment concesiunea de concesionar. Faptul că Mehedinți Gaz a mișcat destul de greu în această perioadă ne-a obligat să folosim această prevedere legală. Vrem să demarăm procedura unui împrumut prin care un împrumut pe care să-l folosim la extinderea rețelei de gaze la fiecare gospodărie în parte. Ne ducem pe străzi, ne ducem la limita de proprietate a blocurilor. Într-un cuvânt, vrem să extindem rețeaua de gaze în tot municipiul pe banii primăriei, urmând ca noi să luăm banii pe care îi cheltuim de la Mehedinți Gaz. Mai mult decât atât, legea 123, care e la promulgare în acest moment la președintele României, obligă firma de gaze, concesionarul, să dea curs tuturor cererilor făcute de cetățeni, da, gratuit până la limita de proprietate. Dar noi ne raportăm la ce avem legal acum în acest moment. Dacă Mehedinți Gaz nu va da banii primăriei, suntem pregătiți să reziliem contractul cu Mehedinți Gaz, să preluăm noi rețeaua. Suntem pregătiți să facem orice e posibil să rezolvăm extinderea rețelei de gaze, rezolvând în același timp o altă problemă a Severinului, aceea a încălzirii orașului. Glasul cetățenilor din Drobeta Turnu Severin a fost ascultat de conducerea administrativă a orașului nostru, această idee provenind din discuțiile pe care primarul Marius Creciu le-a purtat cu cetățenii. Din discuțiile pe care le-am avut cu cetățenii, cu asociațiile de locatari, toată lumea vrea să aibă gaz în individual, nu mai vor sistem centralizat, nu mai vor centrale de termoficare, nu mai vor centrale de bloc, de puncte termice, pentru că au avut probleme cu spaietul, au avut probleme cu techemul, omul vrea să închidă și să deschidă el butonul de la gaze, căldura în apartament. Spuneau colegii, domnul vicecârjan, de faptul că sunt într-adevăr o parte din severineni săraci și nu au posibilitatea să investească. Suntem pregătiți noi ca primărie și vom fi pregătiți să-i sprijinim pe acești oameni. Dorim să dăm o sumă de bani, care poate începe de la 3.000 de lei sau poate chiar mai mult, să-i sprijinim în achiziționarea sistemului de încălzire pe gaze în interiorul apartamentului, nu pe scara blocului, nu în afara lui. Un alt proiect discutat în cadrul ședinței este construcția unei săli de sport la Schela și finanțarea suplimentară pentru învățământ. A mai fost aprobat un proiect pe fonduri europene, urmează să mergem la semnare în perioada următoare. Proiect ce vizează construcția unei săli de sport la școala numărul 5, la școala de la Schela. După locul de joacă pe care l-am făcut acolo, după terenul de sport, avem spațiu necesar și am depus fonduri europene și am primit acordul de principiu pentru a face și o sală de sport, un lucru extraordinar pentru copiii din cartierul Schela, având în vedere că până acum orele de sport se țineau atunci când e frig iarna, prin clase, se țineau prin zone neinsalubre pentru sport. De asemenea, mai dau o veste la grădinițele și școlile pe care le avem pe fonduri europene, ni s-a aprobat posibilitatea de a trece de la centrale pe peleți. Avem câteva instituții de învățământ de reabilitat pe fonduri europene și ni s-a aprobat posibilitatea de a trece de la peleți pe centrale pe gaze, ceea ce e un lucru extraordinar pentru noi.
La vremea în care au fost depuse proiectele nu exista această variantă de gaze, acum o avem și avem de câștigat și din punct de vedere al eficienței energetice, dar în același timp gândiți-vă că de la tiruri de peleți, de lemne aduse la școli, trecem liniștit la o centrală pe gaze, bine pentru toată lumea.